Președintele României, Klaus Iohannis, a vizitat astăzi baza NATO de la Caracal, județul Olt, alături de președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa. Aici se află peste 200 de militari portughezi care contribuie la menținerea siguranței flancului estic. Cei doi șefi de stat au mulțumit militarilor aliați din cadrul NATO și au discutat despre necesitatea unității trupelor pentru securizarea flancului estic, dar și despre nevoia de a sprijini în continuare Ucraina. Prezența dumneavoastră și a militarilor portughezi în țara noastră are o însemnătate deosebită. Aceasta este și expresia relațiilor foarte bune de cooperare dintre România și Portugalia, inclusiv în domeniul apărării, pe care le vom dezvolta în continuare. Contingentul militar portughez din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, aflat aici la Caracal, alături de militarii din Republica Macedonia de Nord și de ceilalți aliați, are o contribuție importantă la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic și la întărirea apărării și securității României și a cetățenilor noștri. Invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat, odată în plus, capacitatea NATO și aliaților de a acționa ferm, solidar și coerent. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Klaus Iohannis le-a transmis militarilor străini și că în România nu vor avea parte doar de exerciții militare dinamice în cadrul multinațional, ci și de o parte din căldura familiei de care mulți dintre aceștia se află departe de luni bune.